Cunoaștere și semicunoaștere De Calil Gibran Patru broaște stăteau pe un buștean aflat la marginea unui râu. Deodată bușteanul fu prins de curent și alunecă ușor în josul râului. Broaștele erau încântate pentru că niciodată până atunci nu mai plutiseră pe apă. După un timp, prima broască a spus: Acesta este într-adevăr cel mai minunat buștean. Se mișcă de parcă ar fi viu. N-am mai văzut un astfel de buștean până acum. A doua broască a zis atunci: Nu, prietene, bușteanul este ca oricare altul și nu se mișcă singur. Râul este cel care curge spre mare, ducându-ne pe noi și pușteanul cu el. Și a treia broască spuse și ea: Nu se mișcă nici pușteanul, nici râul. Mișcarea este doar în mintea noastră, fiindcă fără gândire nimic nu se mișcă. Și cele trei broaște au început să se certe în legătură cu ce se mișcă și cu ce nu. Cearta crescu, înfierbântându-se tot mai tare, dar ele nu puteau ajunge la o înțelegere. Atunci s-au întors spre cea de-a patra broască, care în tot acest timp ascultase cu atenție, dar păstrându-și calmul, și i-au cerut părerea. A patra broască zise... Fiecare din voi are dreptate și nici una nu greșește. Mișcarea este și a bușteanului, și a apei, și a gândului nostru. Și cele trei broaște deveniră foarte furioase pentru că nici una dintre ele nu era gata să admită că ceea ce spusese ea nu fusese adevărul adevărat și că celelalte două nu greșiseră pe de întregul. Atunci se întâmplă un lucru ciudat. Cele trei broaște s-au unit și au împins-o pe cea de-a patra de pe buștean în râu.